Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bine ați venit și bine ați revenit în comunitatea noastră! Astăzi este ziua măsculițelor. Am pregătit, deci voi prepara împreună cu voi, o măsculiță doar din două ingrediente. O măsculiță anti-îmbătrânire, anti-aging, pentru albirea pielii, pentru împrospătare, dacă sunteți obosiți, pentru revigorare și pentru bărbați și pentru femei. Bărbații tot au piele și au nevoie să-și mențină pielea sănătoasă, tenul sănătos. Primul ingredient este sucul de cartof. Avem nevoie de un cartof curățit, crud, îl vom da la rozătoare, puteți să-l dați la blender, fiindcă vom scurge sucul și vom lua o lingură de masă. Eu am așa o lingură frumușică și voi pune într-un tifon și voi scurge sucul din cartof. Voi puteți prinsită. Chiar dacă dați la blender, poate este mai convenabil. Eu chiar am plăcerea de a scurge prin tifon. Adaug într-un vas. Este prea puțin, o să mai dau un pic cartoful la rozătoare. Și voi scurge un pic de suc. Cartoful conține amidon, care împrospătează fenul, are o acțiune de albire și de calmare a tenului. O să mai scurg, pentru că vreau să mă aplic și pe gât. Iată așa, este foarte bine. Iată, acum văd că am aici o lingură de masă. Al doilea ingredient este smântânica. Deci iau la fel o lingură de masă. Iată, mi-ajunge, pentru că lingura este mare. Și adaug. Vedeți, smântâna este foarte groasă și grasă. Vă recomand și vouă să folosiți smântână grasă pentru redarea elasticității pielii. Smântâna conține calciu, acid lactic, grăsimi și împreună cu sucul de cartof, o gustoșenie pentru tien. Dacă vă doriți, puteți să adăugați și uleiuri volatile, esențiale, dar eu voi aplica această măsculiță doar din aceste două ingrediente. Aplicăm pe zona decolteului, pe gât, numai decât, fiindcă și decolteul și gâtul are nevoie de prospețime. Această mască se aplică pe 20-30 de minute. Se spală cu apă călduță sau infuzie de plante. Dacă tenul este sensibil, infuzie de ceai din flori de tei. Dacă tenul este terniu, cu infuzie de pătrunjel. Și nu uitați să aplicați după mască sierul vostru preferat. Și mi-aș dori să cunosc ce sier folosești tu acum toamna. Eu după această mască voi aplica sierul cu bakuchiol, iar în jurul pleoapelor crema cu retinol. Să-mi scrii, te rog, produsele tale
din rutina de îngrijire de toamnă. Eu îți doresc stare de bine și să ai grijă, să te simți bine în pielea ta, la orice vârstă. Te îmbrățișez și te iubesc. La revedere, cu drag de voi!